Calitatea asfaltului turnat este motivul nemulțumirilor autorităților locale. În ședința de Consiliu Local de la sfârșitul lunii februarie, primarul Horia Scubli a mărturisit că a purtat discuții cu conducerea firmei care se ocupă de lucrări despre aceste probleme. Azi am avut o ședință tehnică cu un domn la vreo 35 de ani, care s-a declarat a fi patron acestei firme. Eu l-am văzut prima dată, dar nu asta este important. L-am chemat tocmai pe acest subiect. Începând din momentul în care se va putea turna, se rașchetează tot stratul pe care aceștia l-au turnat. I-am întrebat care a fost motivul acestui necaz tehnic, mi-au spus că au schimbat furnizorul de bitum. În sfârșit, e o chestie tehnică. E o chestie tehnică. Strada se va turna din nou. Edilul a arătat că a găsit înțelegere la reprezentanții firmei care execută lucrările. Am fost și eu curios, oamenii se pare că au scule, au de toate, nu au avut noroc din punctul meu de vedere, da? O să-i vedeți cum o să lucrez. Acum, exceptând acest strat de uzură prost făcut, eu la ei am găsit destul de multă înțelegere. Dacă tot v-ați uitat, ne-am confruntat cu niște lucruri, Vasile Mic, dacă este aici, vă puteți imagina că peste ani de zile liceul Dragoș Bodă evacua o apă de canalizare sub drum. Și în momentul în care s-a săpat, am săpat până la 3 metri adâncime și am scos afară toată punga format acolo din argilă și am înlocuit-o cu piatră, lucru care nu era în proiect. Ei puteau foarte bine să nu-l facă, dar l-au făcut. Deci nu poți să-i acuzi de rea intenție, acuzi de faptul că probabil și pe cineva pe ei o păcăli. Trebuie să fim corecți, să-i așteptăm până la terminarea lucrărilor și atunci dacă nu-și fac datoria, cu siguranță nu-și vor primi banii. Horia Scubli a mai precizat că la recepția lucrărilor, pe lângă specialiști, o să fie prezent și Consiliul Local.